Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Un bărbat din Raionul Florești a fost reținut pentru 72 de ore de poliție după ce ar fi spart un geam al Parlamentului. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc în dimineața zilei de joi, când acesta s-ar fi apropiat de clădirea legislativului și ar fi lovit fereastra cu un ciocan. Poliția a fost sesizată în această dimineață în jurul orei 9:20 prin intermediul serviciului 112, precum că pe bulevardul Ștefan cel Mare, în fața Parlamentului, un bărbat agresiv. Acesta s-a apropiat de clădire, a scos ciocanul și a lovit în geam fără a comunica nimic, ori a striga careva cuvinte. El este cercetat penal pentru huliganism, ceea ce înseamnă că riscă până la 3 ani de închisoare și amende de până la 52.000 de lei. Potrivit Serviciului de Comunicare al Parlamentului, prejudiciul cauzat instituției urmează să fie evaluat. Amintim că la mijlocul lunii iulie un alt bărbat a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a spart cu o piatră de pavaj geamul de la clădirea guvernului. Acesta și-a explicat gestul prin faptul că oamenii legii nu vor să îl trimite la pușcărie. Iar în anul 2020, la un protest al veteranilor conflictului de la Nistru, nemulțumiți de indemnizațiile mici, un activist a deteriorat ușa executivului cu un buzdugan. În ambele cazuri, bărbații au fost imobilizați imediat de forțele de ordine. Nu există riscuri iminente pentru securitatea cetățenilor, în special pentru cei din dreapta Nistrului. Asigurările au fost date de președintele Maia Sandu la emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV. Tot acolo ea a declarat că instituțiile statului monitorizează constant situația după incidentele din estul țării, despre care a reiterat că au fost provocate de forțe din interiorul regiunii transnistrene interesate de stabilizarea lucrurilor. Din analizele noastre nu există un risc iminent, cel puțin pentru cetățenii de pe malul drept, și aici putem să afirmăm cu mai multă certitudine, pentru că aici instituțiile noastre au acces, aici instituțiile noastre pot asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Sper foarte mult că nici pe malul stâng nu vor exista aceste tentative care să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Ucraina a spus că nu își dorește deschiderea unui nou front, pentru că este deja ocupată sau are de apărat foarte multe părți ale țării. În context, Maia Sandu a declarat că dorește ca trupele ruse să se retragă din stânga Nistrului și a precizat că pledează în continuare pentru soluționarea pașnică a conflictului din regiune. Liderul de la Tiraspol s-a arătat deranjat după ce președintele a spus că ceea ce se întâmplă în regiune reprezintă o escaladare a tensiunilor. Vadim Krasnoselski a îndemnat-o pe Maia Sandu să nu vorbească despre ceea ce nu cunoaște, precizând că autorii atacului ar fi din Ucraina. Kievul susține însă că Rusia încearcă să destabilizeze situația din regiunea transnistreană, iar Kremlinul se arată îngrijorat și speră că Tiraspolul nu va fi atras în conflictul militar. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a negat că în regiunea transnistreană ieșirea bărbaților de vârstă militară ar fi limitată și că ar fi fost anunțată mobilizarea generală. Declarat oficialul că nu au fost luate astfel de decizii, toate sarcinile de protejare a ordinii publice și de asigurare a securității sunt îndeplinite de organele de drept din teritoriu, a scris Krasnoselski pe canalul său de Telegram. De asemenea, el dezminte informațiile apărute pe rețelele de socializare, potrivit cărora în regiune ar urma să aibă loc un referendum privind aderarea la Moldova. Krasnoselski a îndemnat populația să se informeze din surse credibile și să poată despărți grâul de neghină.
Fermierii se pregătesc pentru proteste, o spune liderul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, potrivit căruia agricultorii sunt nemulțumiți de decizia autorităților de a compensa parțial acciza la motorină. Regulamentul aprobat ieri prevede rambursarea 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 de lei per tonă, în cuantum de până la 100.000 de lei anual per beneficiar. Producătorii sunt supărați și că executivul nu le-a acceptat propunerea de a returna întregul cuantum al accizei. În primul rând, în redacția actuală, regulamentul încalcă legea, legea de ofșorizări, care interzice subvenționarea companiilor care sunt ca au acționar, măcar un acționar, din zonele offshore. Conceptul nostru era următorul. Dacă excludem companiile offshore, adică agroholdinguri, care dețin mai mult de 4.000 de hectare, atunci era posibil cu mică suplinire fondului să fie restituită toată suma accizului. Totodată, membrii asociației menționează că din cauza majorării prețului la motorină cu mai mult de 9 lei, compensațiile de 30% sunt neînsemnate în comparație cu cheltuielile producătorilor. În acest context, asociația insistă asupra modificării regulamentului avizat de guvern și anunță că de săptămâna viitoare va începe consultări cu fermierii în privința organizării unor acțiuni de protest. Guvernul deocamdată nu a venit cu o reacție la anunțul fermierilor. Așadar, 200 de milioane de lei vor fi alocate producătorilor agricoli din bugetul de stat pentru acordarea compensației parțiale a accizei la motorină. Potrivit regulamentului de distribuire a ajutorului financiar aprobat de guvern, accizele vor fi compensate în mărime de 30% din cota pentru 2022 sau 894 de lei per tonă, în cuantum de până la 100.000 anual pentru fiecare beneficiar. Potrivit regulamentului aprobat de Cabinetul de Ministri de Ajutor, vor dispune producătorii agricoli din sectorul vegetal și cel zootehnic. Pentru a beneficia de compensații, ei trebuie să fie înregistrați numai târziu de data depunerii cererii de solicitare a suportului financiar, să dețină legal terenuri agricole, exploatațiile agricole să fie cu termenul de funcționare utilă, iar motorina să fie utilizată pentru lucrări agricole. Executivul a mai adăugat că dosarele de solicitare a compensației împreună cu documentele în original și copiile acestora pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură până la sfârșitul anului 2022. Însă producătorii pot să prezinte doar un dosar pentru un semestru. Mai exact, prima perioadă este până în data de 30 iunie, iar următoarea până în data de 15 noiembrie curent. Potrivit oficialilor, regulamentul a fost aprobat în urma creșterii prețurilor la produsele agricole și dublarea tarifelor la motorină. Precizăm că anterior, șeful Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a declarat că restituirea parțială a accizelor în valoare de 75 de bani pentru un litru este una simbolică și acoperă un procent din cheltuielile fermierilor la un hectar. Iar ministrul Agriculturii a spus că rambursarea integrală nu este posibilă din cauza bugetului limitat și că pe viitor statul ar putea să restituie în totalitate acciza, în funcție de disponibilitatea bugetului. În acest an, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural constituie 1,75 de miliarde de lei. Cu două zile înainte să existe riscul sistării gazului rusesc, guvernul susține că nu are un răspuns privind extinderea termenului de auditare a datoriilor istorice a companiei Moldovagaz, prevedere ce se conține în protocolul semnat în octombrie de guvern cu Gazprom. O spune premierul Natalia Gavrilița, care a mai anunțat despre extinderea termenului pentru organizarea licitației privind procurarea energiei electrice.
Premierul Natalia Gavrilița a declarat după ședința guvernului că, deși autoritățile de la Chișinău au expediat demersuri către Gazprom solicitând extinderea termenului pentru realizarea auditului la datoriile istorice, nu a primit niciun răspuns la acestea. De asemenea, șeful executivului a afirmat că Moldova are anumite alternative privind aprovizionarea țării cu gaz natural. Putem accesa piața spot pentru gazele naturale. Acum suntem într-o perioadă unde și consumul este mai mic, dar aceasta este, aici este vorba și despre prețurile la nivel mondial și despre continuitatea furnizării pe termen mediu și lung. De cealaltă parte, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat marți în platoul unui post de televiziune că discuțiile cu partea rusă pe subiectul auditului au fost reluate. La aceeași conferință de presă, premierul Gavrilița a explicat de ce termenul de organizare a licitației pentru procurarea energiei electrice a fost extins cu două zile până în 28 aprilie. Tendera anunțată având în vedere că actualul contract cu centrala de la Cuciurgan expiră la data de 1 mai și ar putea să nu fie prelungit dacă Gazprom va decide să suspende contractul de livrare a gazelor naturale pentru țara noastră. Este vorba despre verificarea participanților la licitație și necesitate de timp pentru aceste verificări. De asemenea, este vorba despre negocierea în continuare a unui preț cât mai bun și este nevoie de rezervarea capacităților pentru transportare. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale pentru Asigurarea cu Energie Electrică a Țării, operatorii de sistem și furnizorii Serviciului Universal urmau să cumpere în perioada 1 mai 30 iunie 2022 tot necesarul de energie electrică de la Energocom. Anterior, ministrul infrastructurii Andrei Spânu declara că există soluții în ceea ce privește aprovizionarea țării cu energie electrică după data de 1 mai. Tot el susținea că au fost anunțate deja licitații de procurare a gazului din surse alternative, iar 7 companii și-au manifestat intenția de a participa. În data de 1 noiembrie anul trecut a intrat în vigoare contractul de livrare a gazelor pe o perioadă de 5 ani. Partea moldovenească și cea rusă au semnat un protocol suplimentar la contractul de furnizare a gazelor naturale. Documentul prevede efectuarea unui audit al datoriilor istorice pentru a depăși neînțelegerile la acest subiect. Gazprom susține că datoria malului drept al Nistrului este de 709 milioane de dolari, inclusiv penalități. Un bărbat din satul Sadık, raionul Cantemir, este acuzat că ar fi violat-o pe fiica concubinei sale. Astfel, în urma inițierii cauzei penale, autoritățile locale au hotărât ca băiețelul pe care cuplul îl are în comun și fiica femeii să fie luați din familie și plasați într-un centru de plasament, iar ulterior într-o casă de copii de tip familial. Mama, care suferă de probleme locomotorii, susține că îi se interzice să își vadă odraslele. Bărbatul, la rândul său, neagă toate acuzațiile care îi se aduc și spune că este pregătit să lupte până la capăt pentru a-și demonstra vinovăția. Întreaga poveste o aflați vineri la emisiunea Oameni pentru Oameni la ora 18:30 la postul nostru de televiziune. Această femeie povestește că acum 3 ani fostul primar a contactat-o telefonic, spunându-i că fiica sa se află în centrul satului pe jumătate dezbrăcată. Vine și ia-ți fata că e la primărie până la jumătate în chiloțe. Mama spune că fiica sa de multe ori dispărea de acasă. Potrivit autorităților locale, femeia și concubinul ei obișnuiau să consume deseori alcool. Așa ne-a scos pe noi în public, nu e bine. Într-un final, bărbatul s-a pomenit cu un dosar penal. El este acuzat că ar fi violat-o pe fiica concubinei sale. Acolo e, nu știu de unde și până unde, că eu încerc ne-am găsit de unde. Eu singur am nimic. Cum așa? Autoritățile locale au hotărât totuși ca băiețelul și fetița să fie luați din familie. De atunci, părinții nu își pot găsi liniștea. Aceștia își vor copiii înapoi și sunt pregătiți să lupte până la capăt. Ce întunecă și mai mult această poveste tristă, aflați din emisiune. Săptămâna trecută ați văzut ce ajutor a primit o mamă din raionul Sângerei, diagnosticată cu epilepsie, care își crește de una singură copiii după ce tatăl acestora i-ar fi alungat de acasă. Bărbatul obișnuia să consume alcool în exces, iar a doua zi după botezul fiicei lor, i-ar fi spus soției sale că are o nouă iubită.
Eu nu vreau să mai trăiesc cu tine, poți să iei copiii și te duci. El nu poate să trăiască fără dânsa. Bărbatul și-a refăcut viața cu femeia respectivă, care avea deja 2 copii, iar mai târziu au adus pe lume alți 4. Între timp, pe feciorul și fica din prima căsnicie, tatăl nu-i ajută și nici nu ține vreo legătură cu ei. Sunt magrenit, eu singur n-am neca, lucrez prin sat cu 100 lei, cu 50 lei, dar înțelegeți că am amâianul la moment de față, am 6. Înduioșată de povestea de viață acestei mame cu 2 copii, echipa emisiunii a hotărât să le vină în ajutor. De multă vreme, Violeta a visat la o mașină de spălat semi-automată, de aceea noi i-am adus-o în dar. De acum să o am pe a noastră și n-a să mă aduc la prietena mea să spăl. Marele a fost bucuria când au primit în dar și un cuptor cu microunde. În alte părți am văzut, dar niciodată n-am avut de asta și n-am folosit de asta. Și pentru copilași avem câte un cadou, un minge și un set de brățare. Și Valentina, cea care s-a adresat la echipa noastră pentru ca istoria Violetei să fie auzită de o țară întreagă, a ținut să-i mulțumească proiectului nostru pentru sprijinul oferit acestei mame și copiilor săi. Urmăresc, da, vineri, seara vine Violeta la mine, privim emisiunea împreună. Toată bucurie e în faptul că dumneavoastră ați ușurat situația Violetei. Respect acestei emisiuni. Prin intermediul proiectului social Oameni pentru Oameni, echipa emisiunii reușește să găsească cele mai optime soluții la problemele care îi macină pe eroi și îi ajută să creadă într-un viitor mai bun. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare, alături de noi. La revedere!